perioada târgurilor, dragii mei, începe în fiecare an, unde credeți, la Suceava. Acolo are loc un târg la care participă agricultori din nordul țării și nu numai, foarte mulți expozanți și există și un forum care întotdeauna pune punctul pe ei cu privire la toate problemele importante ale agriculturii acum. Dragilor, cum a fost acolo? Eu sunt curioasă să aflu, sper că și voi. La finalul lunii martie a avut loc la Suceava o nouă ediție a Târgului pentru Agricultură Agroexpo Bucovina. Ca în fiecare an, a avut loc și Forumul Economic Național Agricultura Încotro, care a stârnit și de această dată interesul fermierilor din zonă. O dezbatere deosebită, o participare interesantă, mulți fermieri cu ocazia Forumului Agricultura Încotro, cu subiect foarte interesant și de actualitate, domnule ministru Mareș, PAC 2021-2027, provocările acestuia, ce se anunță, ce vi s-a părut interesant din întrebările, din propunerile celor prezenți la acest forum. Da, e foarte important, foarte importantă dezbaterea, foarte important lucru că am reușit să ajungem aici și să fim în rândul fermierilor. A doua oară, în 2 ani consecutivi, aici la Agroexpo Bucovina, la forumul Agricultura Încotro și de data aceasta sub egida PAC 2021-2027. De la an la an, am văzut o creștere a numărului de fermieri, deși am văzut fețe cunoscute și în acest an față de ce am văzut anul trecut, dar am văzut un interes deosebit. Din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare și am vrut în ceea ce am prezentat eu și colegii mei de la Direcția Agricolă, de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, de la Agenția Națională a Zonei Montane, să prezentăm ceea ce va veni de aici încolo. PAC 2021-2027. Pentru că vedem acest lucru, fermierii nu sunt în momentul de față conectați la ceea ce înseamnă, informați, la ceea ce înseamnă PAC post 2020 și tocmai din acest motiv venim și informăm. Și am atins câteva subiecte pe care noi le considerăm de maximă importanță pentru fermierii români. Ceea ce ne dorim noi de la viitoarea politică agricolă comună, respectiv un buget la fel de mare și de consistent ca și cel de acum. Și nu plafonarea neapărat? Acest lucru este al doilea, plafonarea pentru care noi ne luptăm să fie lăsată la decizia statului membru, pentru că, spuneam și în contextul de astăzi, nu putem să facem comparație între statele care au restricții limitative în ceea ce înseamnă suprafețele de teren agricol și ceea ce avem noi ca și suprafețe agricole. Și al treilea lucru este convergența externă a plăților directe, să ajungem și noi acolo încât să ajungem la nivelul plăților medii pe Uniunea Europeană. Spuneam undeva 259 de euro este acum, noi suntem la 226 de euro, deci noi avem unde crește cu aceste plăți directe. Ar mai fi câteva, de exemplu, contribuția națională, ceea ce se propune în noua politică agricolă comună să fie pentru aceste plăți directe. Nu suntem de acord cu, și nici cu aceasta, pentru că ar apărea dezechilibre între vest și est. Vestul este mult mai potent din punct de vedere financiar și atunci statele membre ar putea finanța mult mai mult din aceste plăți directe și ar avea contribuția națională, pe când statele mai sărace, mai nou venite în Uniunea Europeană, nu au această posibilitate de a cofinanța aceste, din bugetul național, aceste plăți directe. Cu acest prilej se organizează sub coordonarea Camerei de Comerț și Industria județului Suceava Agroexpo Bucovina la 17-a ediție, înțeleg, domnule director. Da, din ce în ce mai amplă, cu mai mulți expozanți, cu mai mulți vizitatori, de la an la an a crescut ca învergură această manifestare expozițională. Asta ne și dorim și până la urmă creșterea aceasta atât a expoziției cât și a interesului pentru domeniul agriculturii este o dovadă a realităților economice, pentru că și în acest domeniu se fac investiții foarte importante și vrem să păstrăm activă acest interes al fermierilor pentru tot ceea ce înseamnă nou, dar și să ne păstrăm noi rolul de Camera de Comerț ca mediator între
Exact, fermieri și creșterea interesului dumneavoastră față de interesele celorlalți, nu? Deci, subiectele pe care noi încercăm să le aducem împreună cu specialiștii din domeniu și mulțumim domnului ministru pentru disponibilitatea sa de a reveni astăzi la acest forum de agricultură, s-a regăsit și în cadrul discuțiilor și dezbaterilor și mă bucur că a fost un dialog interactiv și constructiv, spun eu, atât cu persoane care s-au regăsit și în anii anteriori, dar și foarte mulți fermieri tineri și noi care s-au lansat și au făcut investiții în acest domeniu de activitate. Probleme deosebite ridicate de majoritatea celor prezenți acolo. Multe se regăsesc și în programul de guvernare, domnul ministru. Multe, mă repet, au fost puse în operă, să le spun așa. Multe încă pe drum sau în, cum să spun, într-un anume context și de acum sper a fi rezolvate. Mă refer la legea muntelui și problemele cu care și aș vrea să discutăm și despre acest aspect. Programele desfășurate sub această lege. Așa este. Din ce am văzut, și ca să extrag totuși un fir roșu al discuțiilor, am văzut interesul fermierilor pentru atragerea tinerilor înapoi în țară și a susținerii tinerei generații, ceea ce este și unul dintre obiectivele noi politici agricole comune, reînnoirea generațională. E regăsită în legea muntelui. Și este regăsită în legea muntelui, este regăsită în programul de guvernare, în toate programele pe care noi le implementăm la nivelul Ministerului Agriculturii, avem în vedere această schimbare de generații și stimularea întoarcerii tinerilor către acest mediu, să către agricultură. E prea mult spus dacă am zice repopularea zonelor rurale? Nu cred că este mult spus, este un adevăr, vedem ce se întâmplă și care au fost premisele elaborării legii muntelui. Am pornit de la situația foarte clară de depopularea zonelor montane, a satelor montane, munții rămân goi și rămânând fără factorul uman, care factorul antropic, care totuși dă o anumită valoare, dă un plus de valoare muntelui. Viață muntelui, nu putem discuta și atunci noi trebuie să ne întoarcem către aceste programe care să faciliteze, în primul rând, rămânerea celor care sunt în zona montană, pentru că acesta este lucru esențial, să nu mai plece resursa ce avem acum, iar al doilea să-i întoarcem acasă pe cei care au plecat fie în străinătate, fie spre orașe. Și cum putem face acest lucru? Prin programele care sunt subsecvente acestei legi a muntelui, dacă discutăm de acest aspect. Deci legea muntelui are 6 programe subsecvente. În primul rând, legea care aprobă programul de investiții 1 miliard de euro în 10 ani de zile în zona montană, este un program. Pe urmă sunt celelalte programe, 5 la număr, respectiv programul pentru dezvoltarea centrului de colectare lapte și procesare produse lactate în zona montană, centre de sacrificare și procesarea cărnii în zona montană, dezvoltarea stânelor montane este un alt program, centre de colectare, procesare, prelucrare și spălarea lânii este al 4-lea program, iar al 5-lea este centre de colectare și procesare a fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană. Cele 5 programe sunt în linie dreaptă, la noi la minister urmează să fie elaborate și să intre pe circuitul de avizare hotărâri de guvern privind ceea ce înseamnă reorganizarea Agenției Naționale Zona Montană, care a și ieșit, pe urmă comitetele de masiv și spre final să vedem exact implementarea acelor proiecte tip pentru cele 5 programe despre care noi am vorbit. Ați spus 6 măsuri, nu e o a 7-a privind valorificarea ceea ce se produce în zona de munte. Da. Procesăm, colectăm, procesăm. Și aici am lăsat la sfârșit, ca să spun, această valorificare prin ceea ce am făcut noi în momentul de față, respectiv actul de naștere a Casei de Comerț Agroalimentar Unirea, care se va ocupa deci, de valorificarea producției agricole, de o valorificare superioară și de obținerea unui beneficiu și a unui profit care se asigure minimul necesar pentru investitorul din agricultură. Referitor la AgroExpo Bucovina, câți expozanți aveți acum, ca să ne facem o imagine a ceea ce a fost, cum s-a desfășurat până acum și ce avem, câți expozanți avem și cam câți vizitatori așteptați de această dată comparativ cu cele alte ediții.
Da, avem peste 60 de expozanți prezenți atât în spațiu interior cât și exterior. Spunem noi o prezență generoasă, chiar peste așteptări, și am găsit o mare deschidere din partea atât a marilor furnizori de utilaje din domeniul agricol, dar și din partea fermierilor mici, a pepinierilor, a fermelor mici care se promovează și pe care încercăm să îi susținem. De altfel, noi ca și Camera de Comerț avem un program local pe care îl susținem împreună cu câțiva parteneri din județ, se numește Produse Locale pentru Localnici, și încercăm să încurajăm atât consumatorii ca final al lanțului ăsta de producție să consume atât în domeniul agricol și nu numai produsele producătorilor locali. Vă propun acum să mergem să vizităm expoziția. Sigur. Fermierii și oficialitățile care au participat la forum au vizitat mai apoi târgul, unul amplu cu expozanți din diverse sectoare ale agriculturii. Vizitatorii s-au oprit la standurile companiilor locale, naționale sau internaționale. Ce au găsit? Informații despre utilaje, produse pentru agricultura vegetală, material săditor, produse pentru îngrijirea animalelor, produse tradiționale și multe altele. Venit la târg. Ipsa Agricultura este reprezentanță John Deere, partener John Deere. Suntem la acest târg de profil AgroExpo Bucovina. Venim în întâmpinarea fermierilor cu toate tipurile de utilaje, inclusiv pentru zonă montană, pentru fermieri mici, pentru ferme zootehnice. Și avem reprezentanță și SED pentru toți fermierii de pe zona Moldovei chiar. Despre ce utilaje este vorba? Discutăm de utilaje de tractoare John Deere, combină John Deere, utilaje Bernard, Kuhn, iar la tractoare acoperim toată gama, de la tractoare mici, subcompacte, până la gamă mare. Noi venim în sprijinul partenerilor de afacere a clienților cu servicii de vânzare și utilaje premium, plus servicii post-vânzare, piese, service și tot ce au nevoie fermierii. Avem parteneriate de finanțare pentru a veni în sprijinul fermierilor. Cum vedeți vizitatorii de la acest târg? Deși e un târg local, un târg destul de mic, să spunem, fermierii au fost activi, fermierii sunt pe stand la ora asta și putem spune că prezența a fost benefică. De ce veniți în sprijinul fermierilor? Ofer soluții pentru crearea de furaje complexe, da? Și anume parte de producție granule și șrot sub formă de, da, mixuri concentrate, pentru o alimentare mai benefică la cei cu ferme, cu partea animalieră. Noi suntem pe piață de aproximativ 7 ani de zile. Am avut un început destul de dificil din cauza că lumea nu era cultivată cu toate soluțiile astea mai noi. Și mai exact, vă dau un exemplu, țăranul simplu sau fermele mai mari erau obișnuiți să depoziteze cerealele, da? Și să producă furaje sub formă de pulbere, adică date la moară. Ca să faci un complex mai potrivit pentru animale și să aibă o asimilare mai bună, faci extrudarea cerealelor și mai exact tratarea termică, cum vedeți și acolo în imagine, da? Tratarea termică cerealelor pentru o asimilare mai bună. Comparativ cu hrana omului, e ca și cum mai fierbe, da, un produs. Asta urma să te întreb, descrie puțin un utilaj de acest fel. Extruderul, cum aveți acolo în imagine, e 1000, da, sau o altă capacitate mai mică. Se introduc boabele în utilaj, el are rolul de a toca și doar prin frecare și presiune ajunge să proceseze termic materia primă și să scoată sub formă de pastă sau un expandat al celulei. Și în felul ăsta este un produs finit mult mai bun, potrivit. Cu ce material săditor ați venit la târg? Mare parte material săditor pomicol, ceva de la arbuști, plante ornamentale mai puțin. Câteva cuvinte despre pepiniera Dorobanți. Ce aș putea să vă spun? Suntem o pepinieră cu o experiență de 18 ani în domeniu. Credem că producem cel mai bun material săditor. Vă descurcați pe acest sector? Aproximativ bine. Ne limităm la o afacere de familie doar,
că na, foarte greu cu oamenii, cu mâna de lucru, dar ne descurcăm. De ce zonă livrați material săditor sau de unde aveți clienții? Botoșani, că acolo avem pepiniera, dar cred că marea parte a clienților avem pe Suceava. Cât material săditor aveți așa pe an sau? La cantitate, na, diferă de la an la an, la cereri, producem undeva în jur la 10.000, cred că. Sunteți pe plus? Ca să fiu sincer, anul ăsta, da. Anii trecuți? Ani mai buni, ani mai răi, ca de obicei. Cu calamități grindina ne distruge, care te duci pe zero. Bună ziua, domnul Tudoran. De data asta, firma Rombac se află la Suceava. Cu ce noutăți aici la târg? Noutăți, e prima ediție la care participăm. N-am mai fost niciodată la Agro Bucovina. Suntem mulțumiți și am ajuns inclusiv pe plările dumneavoastră. Ca noutăți, am luat produse reprezentative ale firmei și ne-am gândit la necesitățile de sezon ale crescătorilor de animale din zonă. Din primele contacte care le avem, ca de obicei, fiind și sezonul de primăvară, foarte multă lume interesată de parazitări la animale, la animale mari, la cai, la vaci, oi, bineînțeles și la câini, păsări. Avem niște produse noi, care suplinim o mare pe piața românească. În păcate, erau foarte puține produse sau chiar deloc pentru tratamentul papilomatozei la animale, în special la vaci. Venim cu un nou produs, e un produs din plante cu rezultate extraordinare, care nu lasă reziduri, care poate fi folosit inclusiv în perioada de lactație la vaci. Bună ziua, doamna Barbu, omniprezentă cam pe la toate târgurile. Cu ce ați venit la Suceava? Am venit cu bucurie, în primul rând, pentru că e o zonă care e focusată pentru noi, pentru că aici oamenii sunt foarte receptivi la ceea ce privește prevenția în sănătate și sunt foarte mulți tineri doritori să învețe cum se poate face producția de plante medicinale în România. Noi putem ajuta foarte mulți oameni cu informație despre tehnologie, dar și cu butași, pentru că sunt foarte puțini cei care pot livra butaj bio de plante medicinale. Iar noi putem face acest lucru și putem să și ajutăm cu informații utile, pentru că nu este tocmai ușor să faci cultură de plante medicinale. Toată lumea crede că se pricepe, dar trebuie să fii specialist. Anul acesta am venit cu cartea Sănătos și Fericit, o carte la care am lucrat foarte mulți ani și prezintă multe capitole despre terapia cu plante medicinale ca o alternativă la medicația alopată. Prevenția se face cu plante medicinale. Înainte de a ajunge foarte bolnav, oamenii, dacă s-ar ocupa de ei, să consume câte un ceai din când în când, preventiv, pentru că este o vorbă a noastră, a românilor, sănătatea se păstrează de tânăr și cămașa de nouă. Și atunci noi chiar recomandăm la oameni să prevină. Doamna Barbu, care este secretul dumneavoastră? Secretul meu este credința că oamenii se pot transforma în bine și pot fi prezenți la viața de zi cu zi, fără să facă din orice chichiță o catastrofă. La târg a venit cu produse meșteșugărești, cum se spune, la o căsnicie de la lingură și furculiță, ladă de zestre, căuce, căucele, polonice, mă rog, fac și alte obiecte de mari dimensiuni, dar am venit pentru târg cu obiecte de mici dimensiuni, că atâta este spațiu disponibil. Eu mă ocup de mic copil, am moștenit această meserie și am avut fericirea să mă întâlnesc cu soția mea în școală, de aceeași meserie și de vreo aproape 40 de ani împreună practicăm acest meșteșug. Cam câte obiecte aveți? Total. Modele de obiecte modele. Și așa? Cred că, sincer, depășesc mie de obiecte din colecția mea personală. Sunt
Sunt căutate? Sunt căutate, mai ales în ultimul timp. Am început să lucrez eco. O să mă întrebați ce înseamnă eco. Lumea a început, era reticentă, m-a întrebat, domnule, cu ce sunt date culoare așa? Și domnule, da, este dată cu un baiț, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Am văzut că lumea vrea să folosească. Și domnule, dar în apă nu iasă dacă îl folosesc? Domnule, nu știu, n-ai, pe bază de apă, na, nu puteam să garantez. Atunci mi-a venit ideea cu aceste obiecte afumate și date cu ceara de albine sau pur și simplu date cu ceara de albine. Și atunci ele sunt eco, pot fi folosite în bucătărie, fiindcă omul vrea să mănânce cu o lingură frumoasă. Vrea să facă un mujdei într-o scășiță de usturoi din lemn și nu într-un una de aia de plastic sau mai știu ce altceva, mixer sau blender. Puteți spune cam ce produse aveți la stand? Păi, în primul rând, lingurile se vând foarte bine, fiindcă fiecare lingură are o poveste. Deci eu nu vând lingura, vând povestea. Mai ales cei tineri sunt foarte, foarte interesați de povestea asta, am observat și la cursurile pe care le predau. Toate se vând, acum depinde fiecare client pentru ce ia. Dacă ia pentru un cadou de mărțăvară, caut un obiect micuț care să încapă în bagaj. Mai sunt persoane care își fac acum case noi, tradiționale, vor să-și facă un colț mobilat cu un mobilă model mai vechi, numai din lemn masiv. Acum am spus, și după buzunar. Cum vi se pare această manifestare expozițională și cum vi se par oamenii, iată, de această dată, pentru că ați vorbit despre ei? Ca să rezum, aș putea să spun că după ce am vizitat târgul expozițional organizat cu prilejul celei de-a 17-a ediții, am ajuns la concluzia că agricultura are viitor. Și prin oamenii care activează în acest domeniu și prin sprijinul instituțional pe care îl acordă cei implicați în zona de agricultură. În ceea ce privește expozițiile și exponatele și partenerii expoziționali în acest an, se înregistrează chiar un progres față de edițiile anterioare, ceea ce confirmă concluzia la care am ajuns, agricultura are viitor. M-am bucurat să văd fermieri tineri care au ales această zonă, mai puțin tentantă, aparent, pentru generația tânără. Am văzut expozanți din alte județe care au venit aici la Suceava, ceea ce confirmă faptul că rămânem în continuare o manifestare din domeniu cu prestigiu și importante pentru această zonă din țară. Și pentru această zonă, vorbim de regiunea nord-est, dar am văzut expozanți veniți și din Cluj aici la Suceava, ceea ce înseamnă că reputația noastră a depășit granițele regiunii și reputația înseamnă că a confirmat participarea cu rezultatul scontat, în sensul în care nevoia, oferta s-au întâlnit aici. Diversitate de activități în agricultură, iată, mulți meșteri populari, multă zonă montană și cu specificitatea respectivă, cred că mulți au și nevoie de sprijin pentru a-și pune în valoare ceea ce au și exploatează în această zonă. Și ce produc în această zonă, în primul rând. Cum îi ajutați? În ceea ce privește tradițiile și meșteșugurile, când spui Bucovina, automat îți vine asocierea aceasta cu meșteșuguri, cu tradiții păstrate. Din fericire, județul Suceava-Bucovina în continuare reușește să păstreze aceste tradiții și mai ales să încurajeze și să găsească în tânăra generație preluatorii de ștafetă, dacă vreți, pentru că și mă uit aici la un bucovinean al nostru care adineauri chiar a invocat o problemă legată de legislație. Într-adevăr, un cadru legislativ care pe termen lung să nu descurajeze această generație și mai ales să încurajeze tânăra generație să ducă mai departe tradițiile, cu siguranță este nevoie și iată că și această problemă este și poate fi ridicată în cadrul unui târg agricol și de industrie alimentară.